Despre pancreas, rolul său în organism, bolile asociate, alimentele și medicamentele necesare pentru tratarea pancreasului și a diabetului. Pancreasul este un organ situat în partea superioară a abdomenului, în spatele stomacului. Este esențial pentru digestie și reglarea nivelului de zahăr din sânge. Pancreasul îndeplinește două roluri principale în organism. Rolul în digestie, pancreasul produce enzime digestive, cum ar fi lipază, amilază și tripsină, care ajută la descompunerea grăsimilor, carbohidraților și proteinelor din alimente. Aceste enzime sunt livrate în intestinul subțire, unde contribuie la descompunerea alimentelor pentru a facilita absorpția nutrienților. Rolul în reglarea zahărului din sânge, pancreasul conține insulele Langerhans, care produc hormoni, inclusiv insulină și glucagon. Insulina contribuie la reducerea nivelului de zahăr din sânge, permițând celulelor să utilizeze glucoza ca sursă de energie. Pe de altă parte, glucagonul crește nivelul de zahăr din sânge atunci când este necesar. Bolile pancreasului pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Pancreatita Pancreatita este o inflamație a pancreasului și poate fi acută sau cronică. Cauzele includ alcoolul excesiv, calculi biliari sau infecțiile. Simptomele includ durere abdominală severă, greață și vărsături. Diabetul zaharat Diabetul este o afecțiune în care pancreasul nu produce suficientă insulină sau organismul nu răspunde eficient la insulină. Acest lucru duce la niveluri ridicate de zahăr în sânge. Diabetul de tip 1 este o afecțiune autoimună în care pancreasul nu produce insulină, în timp ce diabetul de tip 2 este legat de rezistența la insulină. Cancerul de pancreas Cancerul pancreatic este o formă gravă de cancer care se poate dezvolta în pancreas. Este adesea diagnosticat în stadii avansate și are o rată de supraviețuire scăzută. Alimentația și stilul de viață sănătos pot juca un rol important în menținerea sănătății pancreasului și în prevenirea bolilor legate de acesta. Este recomandat să se evite consumul excesiv de alcool, deoarece acesta poate duce la pancreatită. O dietă bogată în fructe, legume, fibre și grăsimi sănătoase poate contribui la menținerea unei greutăți sănătoase și a nivelurilor de zahăr din sânge. În cazul diabetului, tratamentul poate implica medicamente care stimulează producția de insulină sau îmbunătățesc sensibilitatea la insulină. Pacienții cu diabet zaharat de tip 1 necesită, în mod obișnuit, administrarea de insulină. Pentru menținerea unei funcționări sănătoase a pancreasului, este important să adoptați o dietă echilibrată și să consumați alimente care susțin sănătatea acestui organ vital. Iată câteva alimente care pot contribui la buna funcționare a pancreasului. Fructe și legume. Consumul de fructe și legume proaspete, bogate în antioxidanți, vitamine și fibre, poate ajuta la protejarea pancreasului. Fructele de pădure, broccoli, spanacul, roșiile, morcovi și legumele cu frunze verzi sunt excelente opțiuni. Grăsim sănătoase. Consumul de grăsim sănătoase este important pentru prevenirea inflamației pancreasului. Optați pentru surse de grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline extra virgin, avocado, nuci și semințe. Proteine slabe, includeți proteine slabe în dietă DVS, cum ar fi puiul fără piele, curcanul, peștele sălbatic, toful și leguminoasele, pentru a asigura o funcționare adecvată a pancreasului. Fibre alimentare, alimentele bogate în fibre, cum ar fi ovăzul, fasolea, linte și cerealele integrale, pot ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge și la controlul greutății. Alimente bogate în antioxidanți, consumul de alimente bogate în antioxidanți, cum ar fi fructele cu coajă, nuci, semințe și legume colorate, poate ajuta la protejarea celulelor pancreatice de stresul oxidativ. Consumul moderat de carbohidrați, evitați excesul de carbohidrați rafinați, cum ar fi zahărul și făina albă. În schimb, optați pentru carbohidrați complexi, precum cerealele integrale, orezul brun și cuinoa. Consumul de apă, aportul adecvat de apă este esențial pentru buna funcționare a pancreasului și pentru hidratarea corectă a organismului. Consumul de condimente, unele condimente, cum ar fi turmericul și ghimbirul, au proprietăți antiinflamatorii și pot contribui la menținerea sănătății pancreasului. Evitați sau limitați consumul de alimente procesate, bogate în zahăr rafinat, grăsimi saturate și sare, deoarece acestea pot pune presiune asupra pancreasului și pot crește riscul unor afecțiuni pancreatice, cum ar fi diabetul de tip 2 este important să mențineți un echilibru în dietă și să consultați un specialist în nutriție sau medicul dumneavoastră pentru recomandări personalizate în funcție de nevoile și condițiile dvs de, de sănătate. Adoptarea un stil de viață sănătos, care include o dietă adecvată, exerciții fizice regulate și evitarea obiceiurilor dăunătoare, poate contribui la menținerea sănătății pancreasului și a întregului organism.